Bine ai venit la această lecție în care ți-am promis că o să te învăț cum să păstrăm proporțiile realiste. Da? Am zis că nu e normal ca o ușă să fie atât de mare, că doar nu facem un castel, facem și noi o căsuță mai mică. Da? Și atunci, hai să-ți arăt cum facem asta. Dacă mergem aici la plugins, o să ne apară câteva pluginuri normal. Ei, ce e la un plugin? Un plugin este ceva deja creat de către altcineva care ne face viața mai ușoară. Și când o să înveți programare, ca lumea, o să poți să-ți faci și tu plugin-urile tale, pe care să le folosească toată lumea. Chiar dacă la tine apare un pic diferit, uite, o să găsești acest plugin pe care ți-l dă Roblox, numit Build Rig. Și ăsta ne permite nouă să adăugăm personaje. Uite, spre exemplu, poți să adaugi un rig, adică un, un skillet din ăsta demo, de bărbat am selectat eu sau putem să adăugăm, uite, mai degrabă adaugi unul de tip retro, normal sau slender, ok. Aici avem R15 sau R6, nu contează pe care îl alegi. Ideea este din câte componente sunt alcătuiți oamenii în Roblox. Uite, hai să-l băgăm pe ăsta pentru că ăsta e un pic mai înalt. Și hai să le punem exact lângă ușă, ca să ne facem și noi o idee de cât de mare sau de mici putem să le folosim. Da, uite, am nu uita cu coliziunea asta, da? Să verifici coliziunile, să ne fie un pic mai ușor să nu trecem cu ele prin alte părți. Și acum cu coliziunea asta bifată, uite, el s-ar opri aici. Dacă trag și mai tare, până la urmă mă lasă să trec dincolo. E super Roblox, ne, ne ajută foarte mult. Sau caracterul ăsta tipic, uite îl punem și pe ăsta aici, vedem că unul e mai înalt decât celălalt. E bine ca să faci obiectele să fie pentru cel mai înalt jucător, că nu știi cine o să joace jocul tău, da? Și atunci e bine să folosești un obiect de tipul ăsta. Sau, uite, o să fac și o lecție bonus în care, dacă vrei, poți să-ți adaugi chiar avatarul tău. Sau po poți să le faci bunicilor, părinților un cont și să-i adaugi chiar pe ei în jocul tău și după aia să le animezi și să faci, wow, câte chestii poți să faci. Bun, deci o să adăugăm ăsta ca să avem și noi o o măsură a lucrurilor, nu? Deci dacă ar fi ca asta să fie o ușă și un astfel de personaj să intre. Hai să ștergem pe ăsta, deci îl selectăm și apăsăm tasta delete, bye bye. Și acum să facem și noi ușa. Cum o facem? Mergem la scale, o facem și noi mai mai normală. De ce nu pot să trag de ușă? Avem coliziunile astea. A, așa da, deci nu uita, uite cu bifa asta, o bifez o de bifez din când în când în funcție de ce ai tu nevoie să faci. Ia să vedem acum arată cât de cât normală ca o ușă. Hai să o facem și mai mică un pic. Selectăm ușa, o facem mai mică. Ei, cam așa. Asta pare și ea o ușă normală, da? Acum cu casa. Hai să facem casa să, să fie de dimensiuni normale. Cam cât de mare o să facem casa. Hai să te învăț o șmecherie. Uite, hai să adăugăm scheletul casei. Deci mergem la Home, adăugăm un part și asta este casa noastră. Bine, eu înainte am schimbat culoarea și materialul, aici deja ai văzut cum, cum poți să te joci. A, și asta este casa noastră. Nu arată ca o casă, nu? <l> am măcar ca o fundație de casă. Ei, nu încă. Dar uite să zicem că noi vrem casa noastră să fie, uite, atât de mare. Cam așa arată destul de, destul de ok. Da, aici nu avem coliziunile activate. Și atunci, dacă nu avem coliziuni activate, putem să ciocnim obiectele, o să se suprapună unele peste altele. Hai să ștergem și acest spawn, pentru că ne încurcă. Bun. Și cam așa o să fie casa arată, așa ca dimensiune, ca o casă. Hm? E bine? Dacă nu, mai, mai mărim, da? Hai să zicem că o să fie atât. Acum, asta nici nu o să folosim, o să fie așa ca o fundație, un schelet. Hai să o facem transparentă. Uite, îl mutăm pe ăsta înăuntru. Da? Și acum nu-l vedem. Hai să facem această casă, o facem transparentă. Pentru asta avem nevoie să ne jucăm cu proprietățile uh, obiectelor. Dacă nu este vizibil aici fereastra asta Properties, nu e nicio problemă. Putem să le activăm de unde? Din meniu View, să vizualizăm diverse lucruri. Și uite, vedem, nu vedem, vedem, nu vedem, Nu ne trebuie să o vedem. Putem să o tragem unde vrem noi, să ne fie mai, mai ușor. Hai mă! Jos aici. Aici îți dau drumul, să fie așa unele sub altele. Și uitați-vă acest part câte proprietăți are. Da? Avem culoarea, putem să o modificăm de aici. Avem uh, o grămadă, de uite, materialul pe care deja l-am folosit. Avem chiar numele. Hai să-i zicem. Schelet casă. Deci am scris așa și n-am scris schelet casă, el mă lasă să scriu și cu spațiu, dar recomandarea mea este să scriem fără spațiu, să ne fie mult mai ușor. Când o să învățăm să programăm. Dacă scriem uh, lucrurile legate și te folosești de litere mici, și litere mari, ca programatorii profesioniști. O să vezi cât de util o să fie asta când programăm. Bun. Și o grămadă, o grămadă de proprietăți. Dar o proprietate foarte drăguță este transparența, care ne spune nou cât de transparente sunt obiectele. Ia, uitați-vă ce facem acum. Atragem transparența către Maxim deci o facem maxim de transparentă, care maxim este 1, minim este 0, adică deloc transparentă sau maxim transparentă, uite, lăsăm și noi ceva de genul ăsta, cam atâta, ca să vedem și lucrurile dinăuntru, nu? Și de asemenea, uite, mai avem o altă proprietate importantă, Ken Collide. Deci ăsta e, are a face tot cu coliziunile, da? Spre exemplu, dacă este bifat, înseamnă că acest obiect poate să se izbească de alte lucruri. Da? Dacă îi debifăm, atunci nu se poate izbi de nimic. Bun, și cam asta este casa noastră. Dacă vreau să selectez omulețul ăsta de aici, mi este cam, cam greu, pentru că eu tot timpul acum pe ce apăs? Apăs pe obiectul ăsta, nu? Pe, pe scheletul casei. Și atunci am mai multe metode ca să selectez omulețul ăsta. Mă duc direct în interiorul casei și acum pot să-l selectez direct pe el, da? Sau îl găsesc aici în, în workspace, da? Uite, el se numește Dami. Și ăsta este scheletul casei, da? Ca să știți și noi cum construim ce construim. Asta o să dispară la sfârșit. Și aceasta a fost lecția despre cum să dimensionezi lucrurile să pară realist. Da? De aici încolo poți să mergi mai departe cu următoarele lecții sau poți să urmărești lecția bonus în care îți arăt cum îți adaugi avatarul tău în propriul joc. Până atunci încearcă și tu să faci scheletul casei ca să ai așa un simț până unde o să fie casa ta. Da? Succes!